Suntem însă și noi într-o situație nu foarte fericită. Avem o creștere de aproape 50% în ultimii 5 ani a numărului de matriculări de mașini și gândiți-vă, erau date din planul de mobilitate urbană durabilă, în Timișoara intră în fiecare zi lucrătoare 150.000 de mașini. Asta înseamnă 70%, aproape 70% din mașinile care intră în București într-un oraș de 7 ori mai mic. Cam acestea sunt oarecum challenge-urile pe care le avem. Yes, we are full believers that in general the population in Romania, some people tell me heritage, I'm also Romanian, but I was people only like to own cars for whatever reasons. And we have to remember that we have all these issues related to traffic and pollution when we are one of the countries with the smallest number of cars per inhabitant. Sunt persoane care iau mașina de la Piața Romană până la universitate. Bucureștiul are o suprafață și am început un pic, are o suprafață destul de redusă. Având o suprafață suficient de redusă, practic, bicicleta este un mijloc de transport foarte, foarte eficient. Nu-ți ia foarte mult timp să ajungi dintr-o parte în alta. Mersul pe jos, pe distanțele, cum am spus, romană, universitate, iarăși, nu-ți ia foarte mult să mergi pe jos. Bucureștiul, ca și Timișoara și ca alte orașe din România, are o presiune fantastică pe inelul exterior de circulație. Acum vreo 4 ani erau vreo 400.000 de mașini zilnic. Probabil acum sare de 500.000 de mașini zilnic. Problema e de ce? Și răspunsul îl aveam atunci că nu există un... Nu există un sistem de transport regional, nu neapărat metropolitan, care să diminueze acest număr de mașini. Legea se aplică, nu știu de ce aveți impresia, nu vreau să intru într-o discuție contradictorie cu dumneavoastră, dar... Observ că dumneavoastră porniți de la premisa că nu se aplică legea. Sunt milioane de amenzi în fiecare an. Sunt aplicate de polițiști. Dar haideți să mergem și să urmărim și finalitatea acestor amenzi. Se încasează ele cu adevărat? Adică polițistul aplică amenda, întocmește procesul verbal, îl trimite în debit. Avem pârghile necesare să putem obține acest bani de la cetățeanul care greșește? Trebuie să fim conștienți că la ora actuală capacitatea centurii, actuale centurii, este depășită. Ea a fost calculată să preia la un moment dat undeva la 3.000 de autovehicule zilnic. Sunt situații acum când centura Bucureștiului, am avut în vară unele perioade în care centura Bucureștiului a trebuit să preia undeva la 30-40.000 de autovehicule. Așa, prin comparație, trebuie să spun că, de exemplu, A2, autostrada Soarelui, a fost calculată pentru un flux de 15.000 de autovehicule pe zi.